Bună, dragii mei! Deci mă țin de când m-am întors de la Survivor să fac acest vlog pentru voi. Pentru că vreau să vă povestesc, mai ales că știu că sunteți foarte curioși, știu că vă doriți să știți atâtea lucruri care poate nu s-au dat la televizor, pe care nu le știți și nu aveți cum să le aflați. Și zic că va fi destul de interesant. Așa. Iar pentru asta, ați văzut, dacă mă urmăriți pe Instagram, că am anunțat de fapt un... după acest vlog, un giveaway prin care o să vă dau o cadou bandana mea de la Survivor, purtată de mine, trăită prin și dusă prin toate trăirile, prin toate sentimentele, prin absolut tot ce, la jocuri, spălată, prespălată, adică chiar purtată și plină de toate emoțiile mele din Survivor. Deci, datorită acestei ocazii, o să vă fac cadou bandana mea. Ok, hai să începem. După cum ați văzut, la fel pe Instagram, pe story, v-am întrebat ce vreți să știți. Iar mulți dintre voi mi-ați scris. Și acum să răspund la întrebările voastre, pe lângă ce o să mai povestesc eu, da? Când aveați o zi liberă, ce făceați? Când aveam zi liberă, nu aveam zi liberă. Aveam... Noi, practic, 5 zile pe săptămână aveam jocuri, iar 2 zile aveam testimoniale. Interviurile pe care le vedeați, când se întâmpla, nu știu, ori înainte de un joc, după un joc... tot ce făceam la jocurile alea când erau nominalizările și așa mai departe, dădeam niște interviuri. Ați văzut foarte bine. Deci asta făceam. Nu prea stăteam, decât rar când apucam să ne spălăm hainele și să ne spălăm pe noi și să ne mai facem, uite, lucrurile astea normale pe care... Fiecare om le face, doar că nu te speli în mare, nu speli hainele în mare, dar da, până noi asta făceam când aveam puțin liber. Visul tău a fost să câștigi? Nu cred că a fost visul meu să câștig Survivor. Nu știu că neapărat m-am gândit până acolo, pentru că din punct de vedere sportiv sunt mulți alții și erau mulți alții care... probabil erau mai buni din punctul ăsta de vedere, dar într-adevăr am observat și cred că și voi asta, pentru că în concursul Survivor nu contează neapărat doar cât ești de bun ca sportiv, pentru că e foarte important să ai un psihic foarte puternic, este important să știi să socializezi, este important să cât te deschizi față de ceilalți și dacă te deschizi. Este important cum poți tu să duci toată experiența asta, atât psihic cât și fizic, atât condițiile în care trăiești, să nu te fac un om mai rău, din contră să ajungi să înveți anumite lecții sau toate trăirile prin care treci și să conștientizezi ceva din toate lucrurile astea. Deci visul meu nu cred că a fost să câștig Survivor. Însă, uite, următoarea întrebare, te vedeai în finală dacă nu te-ai fi accidentat. Da, în finală m-aș fi văzut și m-aș, normal că, cred că ca și ceilalți colegii mei de la început, mi-am dorit măcar până în finală să ajung. Ideea e că, mai ales după ce am început competiția și am văzut că am tot fost nominalizată de 3 ori la rând, și salvat în același timp de voi. Normal că lucrul ăsta mi-a dat o încredere foarte mare și datorită vouă, da, sunt convinsă că stăteam până în final, fără probleme.
Adică dacă m-ați salvat și în momentele în care probabil nu aduceam puncte, dar voi ați crezut în mine pentru că ați văzut că probabil, nu știu, am potențial sau avut momente și zile în care poate nu v-ați fi așteptat nici voi, nici eu nu m-aș fi așteptat să-mi aduc puncte, atunci am adus. Și normal că lucrurile astea probabil v-au făcut să credeți în mine în continuare și vă mulțumesc pe tema asta extrem de mult. Deci da, mă vedeam până în final și asta datorită vouă. Tema întoarcerea Survivor? Sincer, n-aș fi plecat. Cred că m-ai spus treaba asta. N-aș fi plecat atunci pe motive medicale. Aș fi plecat poate în finală, pentru că merita cineva să câștige, cineva mai bun și din punct de vedere sportiv, dar cineva care poate, nu știu, are nevoie mult mai mult, dar de întors nu știu dacă m-aș mai întoarce. Never say never. N-am cum să zic acum nu categoric, pentru că experiența asta mi-a dus pe lângă faptul că uitați, venit ați oameni frumoși spre mine și ați văzut în mine caracterul și un om și omul din mine, exact ce mi-am dorit și cred că fiecare artist își dorește treaba asta, să ajungă oamenii să te cunoască așa cum ești tu și să te iubească, să te aprecieze pentru ce ești tu ca om. Pe lângă treaba asta, mi-a adus mie, nu știu, foarte multe, uite, sunt mai împăcată cu mine, sunt mai liniștită, iau lucrurile mult mai ușor, nu mă mai supăr atât de tare cum poate mă spăram sau mă enervam înainte pe anumite lucruri mici. Și înainte iubeam viața și înainte mă bucuram de orice, dar acum, nu știu, sunt exact ca un copil, entuziasmat, vreau să le fac pe toate, sunt super încântată de orice, sunt... Sunt păcată cu mine. Asta e cel mai important. Și lucrul ăsta cred că nu putem, uite, să ajungem la acel moment. În treaba pe care o facem zilnic și acasă, pentru că suntem mereu stresați, suntem mereu în căutare de noi idei, de făcut planuri și atunci nu-ți acorzi acest timp cu tine. Iar momentele în care stăteam doar eu cu mine pe plajă sau... nu știu, la jocuri sau după jocuri, m-au ajutat foarte mult să mă încarc așa cu multă energie bună și să mulțumesc Dumnezeu în continuu și să mă bucur de absolut tot ce mi se întâmplă. Și ați început voi să veniți spre mine cu căldură, au început să mi se întâmple lucruri foarte, foarte bune din acel moment și mă bucur că, uite, acasă nu cred că mi-aș fi acordat acest timp să... Și nu cred că nu îmi plăcea neapărat, nu mi-acordeam timpul ăsta să stau eu cu mine și să mă bucur de el. Acum, în schimb, prin tot stresul și haosul și tot prin ce trecem noi, artiști de obicei și noi, oameni în general, îmi place să-mi acord, nu știu, dacă sunt 10 minute pe zi sau 5 minute. Ideea e să mi le acord pentru mine, pentru sufletul meu, pentru mintea mea. Este extrem de important și asta am învățat cât am stat acolo. Pe lângă multe alte lucruri. Deci, mi-a fost foarte dragă competiția. N-aș putea să spun că nu o să mai fac sau că nu o să mă mai întorc la Survivor. Never say never, probabil când se va face All Stars, nu știu. Nu pot să spun nu, o să vedem ce se va întâmpla până atunci. Ce făceai când erai în acele momente ale noastre, femeile? Da, în acele momente... Femeile știu despre ce vorbesc. Sincer, vreți să vă spun, n-am mai avut acele momente pentru că din cauza stresului, din cauza foamei, din cauza condițiilor, din cauza sportului extrem, asta mi-a explicat doctorii, toate fetele am trecut prin același lucru și n-am mai avut menstruație. Că vorbim despre noi femeile. Da, a fost mai bine, pentru că ne-am putut face foarte bine treaba pe trasee, dar în același timp organismul ni s-a dat puțin peste cap din cauza asta. Uite, chiar o să vă spun de ce s-a umflat, de ce ne-am umflat noi toate fetele încă din competiție, pentru că toată lumea spunea, păi nu, că voi mâncați. Nu.
hormonal s-a întâmplat treaba asta, pentru că e normal, odată ce organismul ți se dă peste cap și nu mai înțelege nimic, nu e obișnuit cu acele condiții, iar noi l-am forțat practic să se adapteze condițiilor date în Survivor și automat, forțând treaba asta, el nu mai avea resurse și încet încet a început să bate exact acolo, poate unde nu te gândeai, nu știu cum a fost la mine cu bila, să ai dureri, alte fete au cu stomacul, altele cu ovarele, adică au fost niște momente destul de dureroase și de... Nu te gândeai că, uite, poți să ai anumite probleme de sănătate la vârsta asta sau poate n-am avut niciodată până atunci, nu știam de durerea la bile, de exemplu, sau de faptul că hormonal aș putea să mă umflu atât de tare. Dar automat s-a dat peste cap și nu e de joacă cu asta. Repet, a mea oară, prin toate lucrurile astea prin care am trecut, cu toate astea, mie mi-a fost foarte dragă această competiție. Erau probe în care producția, să spună, unei echipe sau unei persoane să piardă intenționat doar pentru a fi mai intens jocul? Nu. Uite, mă bucur că ați pus această întrebare, pentru că foarte mult, cred că majoritatea lumii, până și mama mea a zis, păi nu, că sigur când te loveai sau ceva era regie. Sau așa credea cel puțin. Și multă lume mi-a spus lucrul ăsta sau că ne ruga să producția să... Atunci când mi s-a propus această provocare și această competiție, m-au întrebat producătorii, cum ești cu foamea, cum te descurci, vezi că nu e ca acasă, că e că zici tu că reziști să faci foamea, că acasă ai cât de cât ceva, mai bagi o alună în gură, mai nu știu ce. Nu, aici, credeți-mă, eu la fel am zis, am făcut 8 ani de balet, am făcut la dietă la viața mea de când mă știu, de când eram copil, zic, n-am nicio problemă cu foamea, am ținut foamea, zic, n-am, credeți-mă, nicio problemă. După 2 săptămâni îmi venea să mănânc scoarță pe copac, credeți-mă, deci eram, Doamne, deci nu mă înțelegeam cu mine, am avut amețeli, am trecut prin, cred că o săptămână, nu, pur și simplu ziua mea asta mare... Încercam să umblu, nu stând în pat, da? Și amețeam. Puneam capul jos pe scândură să încerc să dorm, amețeam. Mă ridicam, amețeam. Stăteam, pur și simplu, amețeam. Deci am avut, cred că, o săptămână amețeli din cauza foamei. Cu toate astea am intrat pe traseu, țin minte. Și cu tocul amețită. Pur și simplu amețită. Și m-am descurcat, mă rog, nu cred că am avut punctul atunci, nu mai știu, dar ca idee de ce am trecut prin toate stările și nu credeam că pot să fac, nu că urât, da, că o să-mi fie atât de greu cu foamea, foarte greu, până s-a adaptat organismul, cred că îți ia cam 2 săptămâni, o lună, până se adaptează organismul cu foamea, în condițiile alea, da, depinde de organismul organism. Deci e nasol, credeți-mă. Ce simți când ești aleasă să mergi pe traseu? Mie mi-a plăcut să fiu aleasă. Mi-a plăcut foarte mult să fiu aleasă să merg pe traseu. La început mă supăram pentru că, cum am adus foarte multe puncte la început, fetele de războinici credeau că, adică chiar credeau foarte mult în mine și le era cumva teamă și nu eram aleasă. Deci nu eram aleasă și intram doar din a doua tură dacă mai intram. Și eram tot timpul supărată, bă, pe mine nu mă alege niciodată și vreau și eu să joc, vreau să joc. Și eram foarte supărată pe tema asta, deci, repet, mie îmi place, mi-a plăcut extrem de mult să fiu aleasă, să joc. Și nu conta neapărat de cine sunt aleasă, n-am avut niciodată tema asta, chiar dacă au fost foarte bune războinicile, n-am avut niciodată frica, nu știu, că joc cu Maria sau joc cu Melina sau cu cine joc. Eu mi-am văzut de ale mele, focusată pe treaba mea și chiar nu conta asta. Dar, într-adevăr, ai emoții. Ai emoții, în primul rând, când intri și când ești aleasă. Iar în drumul ăla spre intrarea ta pe traseu, Doamne, credeți-mă, ai niște emoții, nu se compară, nu știu, cu alte emoții trăite înainte. Sunt cu totul altceva.
îl vedeam pe iubitul meu în fața ochilor, îl vedeam pe taică meu, îl auzeam, o vedeam pe maică mea, pe toată lumea, pe voi care mă susțineți de acasă și vedeam, știi, ca la un meci din aia care te uiți și zicea, hai Roxo, hai Roxo, hai, ce faci, de ce nu reușești, de ce nu dai acolo, ce-i cu demânarea aia? Adică vedeam tot timpul în fața ochilor în momentul în care mă duceam spre traseu să intru, adică eram tot timpul copleșită de emoții, credeți-mă, copleșită. Și dorința aia să aduci punctul și presiunea care era pe capul tău și o mie de emoții și de sentimente și de trăiri deodată așa, nu știu, nu pot să vă explic. Deci până nu trăiești tu acele emoții, până nu trăiești tu intrarea pe traseu, foamea prin care treci, dormitul pe scândură și în ploaie, credeți-mă, nu, n-am cum să le explic, adică o putea să-mi spună oricine înainte, țin minte că am și vorbit cu Elena Ionescu și na, să-mi dea niște sfaturi care a câștigat anul trecut și am înțeles și n-am înțeles ce mi-a zis, adică până în momentul în care n-am trăit eu pot să vă povestesc vouă și tuturor, de când am venit povestesc, nu o să înțelegi până nu trăiești tu asta. Te-ai simțit vreodată exclusă? Nu cred că am avut momente să mă simt exclusă, nici măcar, nu știu, când eram, uite, următoarea întrebare, cum te-ai înțeles cu ceilalți concurenți, chiar nominalizate de aproape fiecare dată. Da, vezi, nu m-am simțit nici măcar atunci când eram nominalizată exclusă. Cumva am încercat să înțeleg și pe ei, pentru că și eu treceam prin foame și eu îmi doream să aduc punctele pentru echipa, pentru mine, ca să mănânc automat. Și eu îmi doream, mai ales pentru mine, cele mai importante erau jocurile de comunicare. Prin jocurile de comunicare, automat puteam să câștigăm, să vorbim cu familia noastră, cu iubiții noștri, cu părinții noștri, cu surorile noastre, cu prietenii. Și credeți-mă, momentul ăla... pur și simplu, nu știu, am primit o scrisoare de la iubitul meu, dar mi-a dat mai multă putere. Adică jocurile de comunicare, după părerea mea, erau cele mai importante, cel puțin pentru mine, pentru că îmi dădeau foarte multă putere, îmi aduceau un zâmbet pe față, în suflet și automat mă linișteam și eram mai plină de forță și îmi doream mai mult să câștig și să aduc puncte și să fiu cât mai bună și să rezist în continuare. Deci nu cred că m-am simțit neapărat exclusă, pentru că cumva am înțeles și pe ei că odată ce nu câștigai și aduceai punctele automat, nu câștigam, uite, nici jocurile de comunicare, nici de recompensă, nu mâncam și nu vorbeam cu cei dragi. Atunci automat... voiau să te trimit acasă, pentru că na, dacă nu aduci puncte, nu, până la urmă nu mănânci. Și am încercat să înțeleg, chiar dacă sunt niște sentimente foarte ciudate. În momentul în care ești nominalizat, cu un picior eram spre casă, cu un alt picior eram încă acolo. Am trecut tot timpul prin emoții la consiliu, îmi doream să și rămân, dar în același timp, o dată nominalizată, deja mă vedeam acasă și zâmbeam de drag și că abia aștept să ajung acasă, la familia mea. Deci nici nu... La fel nu pot să vă explic. În momentul în care vedeam că am fost salvată de voi, mă bucuram extrem de mult, nu venea să cred. Eram repet, pregătită să plec acasă, în același timp fericită că am rămas, dar trebuia să-mi dau iar două palme, hai, revin-o, Sărțana, că ia-ți forța din nou, că trebuie să mergi pe traseu, că trebuie să mai reziști puțin în condițiile astea. Și uite, așa lucram mereu cu mintea mea, cu psihicul meu, non-stop, non-stop. Cum am înțeles cu ceilalți concurenți? Cum am spus, cred că am avut momente și momente. Fiind caractere diferite, e normal să avem păreri diferite. E normal să ne impunem punctul de vedere atunci când îl avem, părerea mea. Dar să știi și asta cum să o faci. E un joc psihic. Cel mai important este psihicul. Cred că am mai spus treaba asta. Iar eu consider că am înțeles bine cu toată lumea. Am avut momente când, poate, nu știu, cu Elena, cu care consider că am fost prietenă la un moment dat, a ajuns să
nu știu, să nu mai fim pe, să nu mai fim pe aceeași lungime de undă, ea victimizându-se foarte mult, oricât de empatic ai fi și oricât de empatic am fost și am înțeles-o și am dat sfaturi, la un moment dat te gândești, ajungi să te gândești până la urmă la tine cel mai mult și să fii focusat pe tine, pentru că dacă cineva vine să-ți ia focusul, automat nu mai ești bun de nimic, nu mai reziști psihic și atunci s-a terminat pentru tine competiția. Și atunci, nemai dorindu-mi să mă defocuseze cineva de la treaba mea, am ales să, nu știu, să ne vedem fiecare de ale noastre. Cu Alexandra Stan am avut momente când consider că chiar am fost extrem de bune prietene și ne-am înțeles extrem de bine, momente când mi-a mai spus ce aveam de spus, sau cu Culiță, uite, sau când a fost treaba cu Oala. Dar, în același timp, cred că dacă știi să gestionezi lucrurile și nu le pui atât de mult la suflet, că până la urmă e o competiție, o să termine la un moment dat. Nu e ca și cum îți faci, nu știu, un viitor cu omul ăla sau cu prietena. Ok, vrei să înțelegi că fiecare mai ales că ai impresia că la un moment dat că trăiești acolo, adică chiar trăiești cu totul acolo, nu mai, ești total rupt de realitate și normal că e foarte important socializarea și să fii, să te înțelegi bine cu ceilalți. Dar, nu știu, chiar m-am demonstrat că, uite, Dumnezeu mi-a arătat că am un psihic puternic și pur și simplu să nu mai bag în seama. Adică dacă nu îmi plăcea ceva sau decât să mă iau să mă cert, mai bine vedeam de ale mele. Mă duceam pe plajă, mă plimbam, nu știu, mă uitam la apus și automat cream o stare bună. Iar în momentul în care probabil era de comentat ceva sau cineva mă provoca să discut despre un anumit subiect, îmi impuneam punctul de vedere așa cum consideram eu, fără să mă cert, vreau să cred, și celălalt, dacă e destul de matur să înțeleagă, înțelege. Dacă nu, până la urmă, this is the life. Adică fiecare înțelege ce vrea sau dacă vrea. Deci, dar până în final, să știu, chiar m-am înțeles extrem de bine cu toată lumea. Bă, uite, și cu Zania am avut, sau cu Sebi, momente în care, nu știu, au vorbit sau și-au pus până la urmă și-au impus și ei punctul de vedere. Pentru că e normal să facă fiecare asta. Și nu știu, ar fi fost culmea să mă supăr pe Sebi că încerca să mă manipuleze cât timp încearcă pe fiecare și merge cu cine merge. Cu mine nu i-a mers, i-am spus nu-ți merge, dacă vrei suntem aici, ne salutăm, dacă nu, nu, adică mie mi-e tot una. Cu Zani, la fel, am încercat să înțeleg, pentru că săracul, na, chiar a avut o copilărie și o viață grea și n-are un exemplu, adică degeaba te superi tu că te face, nu știu, că te jignește cu anumite vorbe, pe mine una nu m-a atins, pentru că am văzut că așa cum făcea cu mine, făcea și cu celelalte, adică nu e ca și cum avea aceleași vorbe în vocabular, adică el e un tip foarte, foarte inteligent, Zani, dar în același timp sunt niște probleme care sunt ale lui. Adică nu sunt eu vinovată de problemele lui. Și atunci de ce m-aș supăra? De ce m-aș enerva? De ce m-aș certa cu el? Pur și simplu am încercat să-l înțeleg și pe fiecare în parte am încercat să-l înțeleg așa cum sunt și să ne vedem de ale noastre până la urmă. Iar în momentul în care m-a liniștit cu mine și mi-am văzut de treaba mea, vreau să zic că m-a înțeles extraordinar de bine cu toată lumea. Te mai întoarce la Survivor? Uite, mai a fost întrebarea asta. Cum am spus, cred că, și mă repet, aș mai fi rămas și aș fi rămas până în final, chiar că mi-era foarte dor de casă, dar în același timp, acum să mă iau să plec din nou, nu știu dacă aș mai pleca. A fost o experiență de neuitat, o experiență foarte dragă sufletului meu, cum v-am mai spus. Cea mai bună alegere, mă bucură maxim că am făcut-o și această experiență, că am trăit-o, că am învățat atâtea lecții de viață pentru mine, că am trecut prin foame, că am trecut prin atâtea stări, că știu altfel să apreciez lucrurile, că, nu știu, aș da din bucata mea tuturor, oricui, orice, deci sunt... cred că te schimbă într-un om mai bun. Asta dacă vrei, probabil, nu știu, să înveți acele lecții prin care treci. Și chiar m-a ajutat din toate punctele de vedere. În schimb, nu știu dacă m-aș mai întoarce. Adică chiar nu știu dacă aș mai face treaba asta încă o dată. Aveați vacanțe în timpul în care filmați? Nu aveam vacanțe.
sau treaba asta, nu știu, mai văzut acolo că a scris cineva la un moment dat că, a, păi nu, că voi mergeți la hotel și vă spălați și mâncați. Dacă se întâmplau lucrurile astea, credeți-mă că nu mai existau frustrările pe care fiecare le aveam acolo. Adică, la un moment dat, nu mai suportam pe mine, pe să-l suport pe celălalt. Adică, este un joc psihic. Iar dacă tu nu mai poți psihic, automat încerci să dai în celălalt sau îți arăți adevăratul caracter, pentru că, în asemenea condiții, asta ajungi să faci la un moment dat. Îți arăți exact adevăratul caracter. Și atunci, dacă noi eram mâncați, eram dormiți la hotel, spălați și așa mai departe, automat nu mai existau frustrările astea și nu mai existau certurile între noi și nu mai existau, aduceam doar puncte non-stop și nu mai era, poate nu vă mai surprindeam că dacă non-stop suntem toți foarte buni și ne vedem fiecare treaba noastră și aducem non-stop puncte și avem energie și suntem, nu mai era de interesant pentru voi. Pentru că, până la urmă, este un reality show. Este un joc psihic. Adică, cât de mult suporți și până unde poți să ajungi psihic, să trăiești în cele mai rele condiții și să fii presat și să fii nervos și să ți-e foame și toate lucrurile astea îți aduc anumite stări pe care altfel nu le poți întâlni. Și atunci, automat, te ceri cu ceilalți, nu te mai regăsești. Ați văzut și voi. Cum faceți la foame? Și sunteți mâncați, adică poate n-ați reușit să mâncați toată ziua. Dar seara, când ajungeți acasă, știți că aveți de mâncare. Cum sunteți? Faceți urât la foame, nu? Adică îți vine să te ceri cu toată lumea, chiar că poate la n-are nicio vină. E normal. Adică treci prin anumite stări. Iar dacă noi am fi trăit în lux și doar am fi postat și pozat la televizor, că noi de fapt trăim așa, n-am fi avut acele stări. Și atunci nu era nimic interesant. Deci, credeți-mă, nu existau vacanțe sau dușuri sau mâncare sau pe care voi să nu le vedeți. Nu. A fost total, 100% reală această competiție. De asta cred că și consider că ne-am și schimbat în bine sau în mai puțin bine fiecare acum cum ce am învățat din această competiție, dar chiar îți schimbă viața. Deci această experiență și dacă o să aveți vreodată ocazia să ajungeți la Survivor sau dacă vă doriți acest lucru, vă îndemn să o faceți, pentru că îți schimbă viața, îți schimbă mentalitatea, îți schimbă lucrurile, nu știu, îți schimbă modul de a gândi, modul de a vedea anumite lucruri, nu știu, este foarte intensă, este... O țin minte pentru toată viața, chiar că probabil acum sunt într-adevăr mai intense acele emoții pe care încă le-am trăit acolo și încă le știu. În același timp, uite, de când m-am întors, vorbesc doar de lucrurile frumoase, adică nu m-am zis, vai cât de greu mi-a fost sau, nu știu, și prietenilor, familiei, vouă, chiar povestesc lucrurile frumoase pe care le-am trăit acolo. În schimb, nu știu, tot ce e rău trece la un moment dat, adică uiți. Da, am avut momente extrem de grele acolo, din toate punctele de vedere, dar important e cu ce rămâi. Și rămâi cu atâtea amintiri frumoase, cu atâtea... cu un om mai, îți demonstrezi că ești un om mai puternic, un om care nu mai pune preț pe orice, nu știu, supărare sau lucruri mici, care până la urmă sunt doar de moment. Adică sunt... importante lucrurile frumoase, familia, să muncești pentru ce îți dorești, dar să te bucuri în același timp de absolut tot ce faci și prin ce treci. Și învățăturile astea chiar ți le iei. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, trecând prin toate astea, am ajuns să vedem diferit, altfel lucrurile. Deci părerea mea că oricine viața asta ar trebui să trăiască măcar o dată în viață prin asemenea experiență. Deci mă îndemn să o face, să vă înscrieți la Survivor. Dragilor, nu uitați, o să fac și pe Instagram concursul cu bandana. Această bandană, da, o să fie a voastră. Cine o să o câștige? Știu că foarte mulți mi-au scris în același timp că cum să-ți dai bandana. Am avut, sincer, două bandane. Unei am dat-o tatălui meu, pentru că știam cât de mult își dorește și cât de mult ține la bandana mea, pentru că e plină de emoții, e
E spălată, prespălată, spălăcită în apa aia cu sare din mare. E plimbată non-stop la toate jocurile. Și știu cât de mult a însemnat pentru el. Cred că l-am văzut prima dată pe tata, nu știu, să plângă în fața mea atunci când, de emoții, când ne-am dat bandane și știam că se întâmplă treaba asta, m-am bucurat extrem de mult că am putut să o fac. Iar a doua bandană, la fel, știu cât de mult contează pentru voi, știu cât de mult m-a susținut și vă mulțumesc încă o dată și de 1000 de ori pentru faptul că m-ați ținut acolo în concurs atâta timp, că m-ați votat, că m-ați susținut, că ați trăit cu mine toate cele emoții, iar pentru asta chiar consider că unul dintre voi măcar, pentru că mai multe nu am, o să merite această bandană. Chiar sunt convinsă și nu-mi pare deloc rău că o fac. Până la urmă, da, este a mea, dar eu am rămas cu toate acele amintiri, cu trăirile, cu toate acele sentimente, cu lecții de viață învățate, sper. Cu toate astea am trăit, cu tot ce am trăit, am rămas în minte și în suflet, deci eu am destule amintiri. Nu țin neapărat să, chiar dacă, na, țin și la această bandană foarte mult, dar în același timp consider că voi o meritați, pentru că eu fără voi n-aș fi putut să continui, poate n-aș fi avut puterea să continui, n-aș fi ajuns atât de departe, să stau 3 luni în competiție și sunt convinsă că dacă nu aveam aceste probleme de sănătate, rămâneam în continuare datorită vouă în competiție. Deci o meritați, chiar o meritați și chiar credeți-mă, vă dau din suflet. Deci, să fiți atenți pe Instagram pentru că pe pagina mea, pe Roxana Nemes, pentru că acolo o să vă dau bandana, o să fac giveaway, da? Și chiar să vă bucurați de ea, să vă bucurați pentru că este într-adevăr plină, plină așa de toate trăirile mele, prin tot ce am trecut eu. Și asta consider că odată ce o să vă dau vouă, să împărțim cumva împreună acele trăiri. Deci fiți cu ochii pe Instagram și abia aștept să văd cine câștigă mandana. Vă pup, vă iubesc și vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru toată susținerea de la Survivor. Orice întrebare mai aveți sau vreți să vă mai povestesc, vă aștept pe Instagram, o să mai facem live-uri și o să vorbim absolut tot ce s-a întâmplat acolo. Vă pup!